Proiectul inițiat de PSD-UDMR ALDE, care prevede că ca alegerea datei pentru alegerile parlamentare să fie stabilită prin lege organică de către Parlament și nu de guvern, a fost adoptat luni în Senat și Camera Deputaților, după ce în data de 22 iulie a fost depusă inițiativa legislativă, într-un timp record aceasta a trecut prin votul ambelor camere ale Parlamentului. Spre deosebire de legea carantinării, care a avut nevoie de o săptămână doar pentru negocieri, proiectul privind alegerile parlamentare s-a bucurat de o procedură extrem de Rapidă. Călin popescu tăriceanu președintele interimar al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu și un senator UDMR de Bihor sunt cei care au inițiat proiectul de lege și recomandă ca data alegerilor să fie stabilită în perioada 6 decembrie 2020, 15 martie 2021 de către Parlament. Mai mult aceștia își susțin proiectul prin faptul că astfel se va evita suprapunerea alegerilor locale cu cele parlamentare pentru a nu induce electoratul în eroare. Ludovic Orban critică această decizie pe care o consideră a fi un evident conflict de interese. Premierul a declarat că intenționează să atace la Curtea Constituțională hotărârea luată de Parlament.